Semnal de alarmă tras de transportatorii care asigură rutele între sate și marile orașe. Prețul carburanților pune frână activității, iar în curând vor fi nevoiți să-și oprească afacerile devenite neprofitabile. Consiliile județene constată și ele problema odată scoase la licitație contractele pentru transport. Nimeni nu mai depune ofertă. Pentru oamenii de la țară, situația este echivalentă cu pierderea singurei legături pe care o au cu orașul. Conform Observator News, în autogara din Râmnicu-Vâlcea, zeci de călători așteaptă îmbarcarea către casă, printre ei este și Marin. Suferă de o boală gravă și trebuie să vină la tratament de două ori pe săptămână. Cursa specială e salvarea omului, a auzit însă că ar putea rămâne fără ea din cauza banilor pe care transportatorul e obligat să îi lase la pompă. Plătești mașină mică, dai 2-3 milioane la mașină și mergi și îți rezolvi treaba, spune un călător. Călătorii înțeleg situația și nu pot să îi învinuiască pe transportator. Vă dați seama că nu mai au de ce să mai pună în mișcare fiecare mașină pentru că nu acoperă cheltuielile. Situația e serioasă și o confirmă și mai mari județului. La procedura pentru atribuirea contractelor de transport pentru anul următor, firmele nu s-au mai înghesuit. Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, afirmă: pentru 53 de loturi au fost depuse oferte și suntem în procedură de evaluare. Vom vedea câte vor fi adjudecate din cele 53, iar pentru 24 de loturi nu au fost depuse oferte, adică transportatorii nu au fost interesați. Probleme cu transportul sunt în toată țara, spune președintele uneia dintre cele mai mari asociații de transportatori din Sud. Nici documentațiile de atribuire sau delegare a traseelor nu mai corespund realității, mai spun transportatorii. E nevoie de o reevaluare a numărului de călători și calcule riguroase cost-profit, relatează Observator News.